Iana i ea cam atras atenția lui Vlad în ceea ce privește preparatul lui pentru acest task și îi spunea cum ai făcut omletă și n-ai pus și tu o roșie. Îi spunea Vlad că a fost nebunie pentru că a fost bătaie pe tigăi și bine că a reușit să prindă o tigăi și să facă acea omletă. S-a gândit la roșie, dar nu a mai apucat să o pună și a insistat pe treaba asta cu roșia Iuliana și apoi I-a spus că el este prea relaxat la task și că ar trebui să fie mai competitiv și să câștige ca să iasă și ei la date. Și zicea Vlad că și-a dat silința, a vrut să facă ceva frumos și apoi i-a zis să hai mă cerți de la omletă. Și chiar părea că s-a supărat pe bune, iar Iuliana și-a dat seama de asta și a zis gata, gata și îl pupa și îl îmbrățișa în acest timp.